Bună ziua, tuturor! În primul rând, aș vrea să vă prezint șeful Regiei Comune al domnului Vasile. Bună ziua, încă o dată, toți! Echipa. Se cunoaște, se știe să e electiva. Și eu am fost absent, concediu. Aș vrea să știu de la dumneavoastră ce de ce aveți nevoie pentru activitate normală, așa? Domnul Mihai, începe la dumneavoastră. Da, mulțumim, domnul. După vacanța de iarnă s-a început semestrul 2, care a pus din start acele sarcini care au fost luate la decizia Consiliului Profesoral pentru semestrul 2 și în săptămânile care au decurs până la moment, am finalizat partea practică a atestării cadrelor didactice, adică toți profesorii care sunt supuși atestării au prezentat toate activitățile. Au fost prezenți monitori din alte instituții, deci profesorii s-au prezentat calitativ. Acum urmează etapa de pregătirea documentației legate de acest fapt și, de acum, susținerea rapoartelor de autoevaluare în fața comisiilor municipale. Se lucrează, de fapt, cam finalizăm momentul legat de lichidarea corigențiilor, elevilor care au acumulat corigenții pentru semestrul întâi. Asta ce se referă la procesul nostru esențial, adică instruire și educație. Celelalte aspecte în instituție este cald bine, copiii chiar sunt așa, adică sunt foarte așa bine dispuși, că le este cald, alimentația este la nivel, la timp mi se aduc produsele alimentare, atât șeful de producere, asistentul medical, cât și eu personal, ne implicăm în primirea acestor produse alimentare ca să fie puse cele calitative, se respectă acest principiu. Eu știu celelalte aspecte, servicii, de asemenea electricitate, canalizare, apă, deci totul este în funcție. Săptămâna trecută și săptămâna aceasta văd că ne afectează bolile respiratorii, infecțiile respiratorii și o parte de copii și văd că de acum și o parte din cadrele didactice sunt trecute prin acest fenomen, eu știu, să dea Domnul ca să treacă mai repede, cel puțin astăzi n-au fost la serviciu 3 cadre didactice și așa am supravegheat totalmente dimineața până acum, până la orele 1, până am trimis copiii acasă, ca toate, deci așa, lucrurile să fie făcute la nivel. În rest, eu știu, așteptăm și primăvara să fie. Noi la toate capitolele este bine, atât cât nu mai avem nevoie de educatori, adică și avem nevoie în blocul alimentar de un frigider care s-a ars și este nevoie urgent. Eu am adus. Ia, la dumneavoastră să nu fie cel mare. Da, e cel mare, fiindcă nevoie el... de asta nici n-ați avut. N-am avut. Dar în el trebuia să fie de este. Noi n-am adus la moment când am procurat de este mici, nu știam unde este. La moment din Acuciuc mi-a dat oferta. Și depoi copiii sunt mai mulți la moment și trebuie să noi primim câte o toană de lapte, nu se pui toană și de lapte. Două căi. Voi reducem lapte. Noi nu numai lapte, stai de produsele. Să cumpărăm frigiderul. Voi cumpărăm vacă. Deci
acesta este special pentru alimentare la instituție. Este nevoie. În rest este bine. E fulga? La ele e fulga, situația este bună, activăm în regim normal. Aspectele practice vis-a-vis de procesul de atestare s-au realizat și la noi. Urmează Consiliul Profesoral către sfârșitul lunii februarie. Pe toate segmentele, alimentație, încălzire, asigurare cu energie electrică și toate celelalte este bine. Frecvența de asemenea este bună. Deja am elaborat graficul matineilor pentru sărbătorile ce urmează în grădiniță. O solicitare către dumneavoastră, becurile de pistâlpi din partea asta de la Cazangerie au ceva timp de când nu arde. Și acolo, cum înserează, este întuneric beznă. Dacă e posibil, cumva de soluționat. Asta e în mâinare stagală? Da. Domnul primar, în sat două zile vă trebuie. Da, ok. Am telefonat pe invitare, chiar. Atât? Atât. Bine. Doamna Iulia, fără mai cald. Am dat căza numai încet și oricât, dacă mai era prea cald, mă rog, și afară mi-e cald. E maturat sănătul. Lucram în regim cu care la vin. Așa, fiindcă domnul Vasile este prima zi la grupul nuclear și spune, doamna Andreea, regie comunală. Cei cum au probleme la ziua de astăzi de internusor, a fost unica problemă care a fost cu încălzirea centrală la studenților 1, apartamentul 2033. Punem așa, s-a soluționat problema între doi vecini, gata. Aici pe ordine de zi, nu nimic, așa, practic tot merge. De astăzi avem control la fisc. Perioada de 5 ani și control. Mm-hmm. Voi din control în control. Da, să nu stăm. Da, școala ascultă-mi. Domnul primar, activăm legem de lucru. Toți antrenorii sănătoși, ca și sportivi. Ne pregătim secția de karate Gojiru pentru turneul luna martie, care se fie data de 11 în orașul Bender. Este invitată și echipa noastră. Avem nevoie de transport pentru a duce detergenții. Chiar nu avem, n-am posibilitate, eu să mă duc mașina mea, fiindcă e în stare în echipă. Nu, uite, întreba echipa, ce-am spus? Un telefon este Bolganski? L-am sunat pe Domn Bolganski, nu poate. Și iată, am un contract ieșit de la Mod Telecom. Referitor la schimbarea utilajului cu internetul. Acolo să fie diferența de 30-40 lei mai scump, dar îmi pun internet cu viteză mai mare și mi-au rugat să aducem contactul la dumneavoastră. Doamne. Da, așa. Și în rest, parcă tot e bine, activă. A, și cu lumina. Noi am făcut o solicitare către doamna Tania, dar la ședința trecută. Avem nevoie de făcut niște lucrări chiar acolo și în biliarnă și sus avem ca să lucrări de făcut cu electricitate. Da, eu am vorbit, dar noi de trecut am convenit să vii fiecare cu ofert cam aproximativ cât e cheltuială pe an, că nu știu contractul. Care sunt să o faci. Așa, cu contabilitatea a fost ocupată, cu darea de seama, cu utilizat, sper că... Adică ești disponibil să vii să închei contractul în un moment și să apucă de lucru, da. Mai este o variantă, e cu patru lucrări și urmă nu pune în contract. Eu am înțeles că, domnul, chestia asta nu e urgent, domnul primar. Asta e, asta e de ordin, așa... Nu este urgent, dar să nu întindem, știu. Domnul, cu așa și domnul primar, postul de poliție este Uceni, activează
în plină componență, toți suntem la serviciuri, în regim normal de lucru, care va, zicem, de la începutul anului, care va și va ieși din comun, în comună stau ce ne-au zi de zi. Acolo mi sunt că le-am dat doar pe internet, dar și acolo sunt niște coduri care îmi vrem. Dar în loc știi, e dat. La Sfântul Consiliu Teritoriu, sunt întrebare de, am spus mai de mult, de saltarea, VAS 2107, care e la Băiau, nu? E de-a mei, am văzut de a fost de saltat, e nimic de dat. Să-mi arde să duc un act de la o instituție specializată care să ne dea procentul de... Asta e întrebare de preț un act. Adică să înjoi, nu vă înjoi pentru mine. Vă zic, vă zic, vă zic.